Salutare tuturor, eu sunt Lorin și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi nu jucăm GTA, jucăm un fel de GTA, ca să fiu sincer. Adică eu aș vedea ca jocul ăsta fiind un GTA făcut de mexicani, pentru că acțiunea are loc în Mexico și bă, e un joc pe care l-am jucat foarte mult când eram mai mic și cred că și voi îl știți. Și e foarte mișto, joc se cheamă Total Overdose sau Total Overdose, cum să-i ziceți. Ăsta e personajul nostru și începem așa. Hai să vedem ce omorâm și noi pe aici. Ok, cu mouse 1, cu click stânga atacăm și cu mouse gen ne uităm. Hai să atacăm și noi pe aici așa. Bun. Și trage asta cu tunul, cu rocketul. Bă, e foarte mișto jocul, sincer, mie mi-a plăcut. Nu știu, nu mai țin minte dacă poți să conduci mașini, mi se pare că nu. Dar în general te ocupi cu de-astea, cu împușcături, cu căcaturi de-astea. Ai un fel de puteri de-astea, cum am prins chestia asta cu imagine, pot să dau timp înapoi. În caz că ceva nu merge bine, când dau pe tab, dă timp înapoi să pot să refac scena. Așa, sar. Bun, hai să iau AK-ul. Așa, jocul e mai vechi și nu suportă rezoluția monitorului meu și de asta se vede atât până aici, gen. Bun. Nu are poveste, cred, sau ceva de genul, adică nu are așa multe scenarii. Uite încă este. Ce îmi plăcea să fac chestia asta, deci mergi cu arma, dai așa și încep să sar, dar sunt momente în care mergi în slow motion și atunci e foarte mișto. Nu, stai să scot asta. Așa, dacă ține, nu știu de ce ține eu click dreapta, cred că s-a obișnuit de pe sump. Cum vine, mă? Stai așa, deci merge așa și... așa sare în față, pe lateral și când ți-ai apăsat așa, poți să tragi așa și are un fel de abilitate în care poți să tragi în reluare și foarte mișto chestia. Bun, hai să mergem la ăștia. Să iau, uite așa, asta... Poți să am mai multe arme? Ok. Bun. Asta cred că o să bubuie. Hai să mergem că aici cred că avem o treabă. Dar eu mai țin minte câteva chestii despre jocul ăsta. Știu ce mai trebuie să fac, că l-am jucat foarte mult și mie mi-a plăcut jocul ăsta. Vi-l recomand. Bum, bum. To shoot, dodge, press space. Ca să sar așa în... ce ziceam? Uite așa. Și în timp ce țin pe cineva, merge în reloare și asta e foarte mișto. Poți să tragi mai bine. Că uite, poți să mișc mouse în timp real. Are ăsta în dreapta jos în care se încarcă abilitatea asta. Hai să urcăm un avion, stai să tragem. Da, pare oarecum ușor acum, dar o să vină misiuni în care o să fie foarte dificil de făcut. Uite-o pe asta, hai să iau chestia asta, îmi dă viață. Da, pare logic, era un plus de la. Așa, get on the airplane. Hai să mergem pe airplane. Mi se pare că nu poți să conduci mașini, deci nu e chiar tocmai un GTA, dar e un joc în care ai, cum îi ziceam, free world sau ceva de genul. Free room, free world. Toată mapa, gen, poți să mergi pe toată mapa, nu ești obligat să faci misiuni sau chestii de astea. Mergi pe mapă și ai checkpoint-uri și chestii în care să mergi să faci misiuni. Ok, suntem în Mexic. Uite, cum ar fi acum? Eu pot să iau mașina și să merg pe mapă. Hai să dăm F. Așa, cum zice, cum să merg. Destroy the tanker. Nu mi arată nouă. Deci apare poți să conduci, stai zi, poți să fac drifturi. Uite, poți să fac și drifturi. Și da, e ceva legat cu mafie și cu chestii de astea. Dar e foarte mișto. E mapă mare, ai misiuni de făcut, împușcături. În general ai cu împușcături și cu de astea. Asta e cum, ce trebuia să fac, mă? Cum săream? Cu Enter. Nu, stai că mi-a zis ăla cum să arunc mașina, dar am uitat. Deci trebuie să fac ceva ca să arunc mașina în timp ce merg. Dacă apeși F, iese normal, trebuie să fac ceva.
Așa, mă. Și când apăs F, deci ții click apăsat. Așa. Click stânga și după aceea dai click, nu, click dreapta și după apeși click stânga și sare din mașină. Asta nu prea știe să fugă, ori nu știu eu comanda. Uite așa. Și pac. Bum. Bă, și are așa o coloană sonoră așa mișto, mai ales când începe jocul. Bun. Kill all the enemies. Acum am trezit toți mexicanii ăștia, uite-l pe ăsta. Bă, ce comic e ăsta care vine așa cu grebla de asta. Și ideea e că poți să iei grebla după ce l-ai omorât și să dai și tu cu grebla. Bum. Hai să fac aia săritură. Sau nu am acum? Uite, când dai click dreapta, mi se pare că se fixează pe el și dă o lovitură mai puternică. Așa, ceva de genul. Așa, poți să mor găini sau ceva de genul. Bun, mai sunt 3. Ăsta stă aici. A, poți să și mor, deci nu stai doar pe ideea că a, mergi față în față și el te ratează. O să vină un moment în care o să fie misiuni grele, nu o să ai muniție și o să mor foarte ușor. Așa, și mai este unul. Stai să văd că mi se pare că dacă mi-aduc aminte avea asta ceva mișto în casă. Nu are nimic în asta. Așa, cum seream? A, da, chestia asta e foarte mișto. Bun, ăla altă în față, dar cum fug? Nu pot să fug cumva că mă enervează cum merge așa. Mă beșini. Enter, tab, caps lock, nu. Așa, hai să... A, dar ăsta era întinsă și n-avea niciun stres. Ok, nu mai am viață, deci cum ziceam. Așa, a mai venit? Ce-a mai venit? A, trebuie să luăm mașina. Destroy the van. Stai mă, dar cum săream? A, uite așa. Păi... Atât. Da, poate pentru noi o să li se pară un joc, bă, na, ce-i cu jocul ăsta, nu știu ce, dar eu sincer că era mic, mie îmi plăcea foarte mult jocul ăsta. Bun, acum o să am nevoie de viață. Adică jocul ăsta era foarte mișto și încă mi se pare mișto, chiar dacă are grafica asta și fizica asta. Ce e? Stai că... Pot să sar în slow motion. Când ții click dreapta, trebuie să apeși exact când se face chestia aia galbenă. Au, stă... A, mai era unul. Da, cum ziceam. Pare oarecum autosave. A, ai și autosave în caz că nu te-ai salvat sau ceva. A, și nu vreau să fie ăsta autosave-ul, dar hai să zicem. Pare ușor, dar totodată e și greu. Mai ales când lași garda jos, cum am făcut eu. Bun, hai să mergem să repetăm din nou. Am văzut că cam în orice joc în care filmez prima misiune, de obicei o eșuez și după o fac bine. Am așa talentul ăsta, să zicem. Și jump. Bun, hai dă-mi un skip repede. Hai că a sărit tirul ăsta. Ho-ho. Kill all the enemies. Hai da. Bun. Ai crăpat? Bun. Next. Trebuie să dau în benzinărie. Pot? Nu pot. A, ăsta l-a sărit direct în față și l-am omorât din greșeală. Așa, next. Hai mă, chiar așa greu mori? Hai mă, a, așa. E comică chestia asta cum le sar pălările din cap la ăștia. Așa, uite-l și pe ăla acolo. Stai să dau și eu pe pușcă să izbor creierii mai repede. Așa, vin și ăștia mici din casă. Mai e unul. A, ăsta era. Așa. Bun, hai repede atunci să distrugem vanul ăsta. Bun. Deci un glonț e nevoie. Oh, stai, nu așa. Și acum kill all the enemies. Aici e ăla care mi-a făcut mie bucluc. Așa. Mai e unul acolo. Trebuie să-i dau una. Și aici una. Oh, oh, oh. Bă, dar stau ăștia împânziți. A, da, poți să vezi și glonțul când pleacă. Deci nu trebuie să tragi ca disperatul. Tragi unul și aștept să arungă glonțul. Și au murit toți. Stai să le mai iau glonțe.
Da, e oarecum comic jocul, să zic așa. Ăsta cu grenada. Da, ceva previzibil. Da, umorul lor. Și acum e la spital, cică. This was a once in a lifetime lead. Agent Pearson. Glume de-a lor. Glume de pe jocuri. Bun. Hai să vedem ce mai avem. Cine mai dă următoarea misiune. Ah, și acum avem orașul. Ne zice să mergem să ne întâlnim cu acea, cu ceva ofițier. Hai văd dacă dau esc. O să văd, să văd harta sau ceva, nu? Musa. Te cum vedem harta, că știam că pot să văd parcă game paused. Poți să pui și pauză dacă apeși P. Și da, acum te plimbi prin oraș, uite, ai chestii, faci stunturi și poți să iei puncte și chestii de astea care nu știu cum ce faci cu ele. Ăsta e skinul lui, normal. Skinul caracterului tău, nu știu cum să-l arăt din față, că e foarte mișto skinul ăsta. Uite așa. Hai să vedem ce, ce găsim prin oraș. Uite, ai misiune... asta, cred că de aici e misiune, dar ai și misiuni alternative, ca să zic așa. Bun, astea sunt abilitățile alea. Când am ceva, o armă sau două, o să tragă ca nebunul, mi se pare. Poți să furi mașini, poți să te iei la bătaie pe stradă. Deci un GTA făcut de mexicani, ca să o luăm mai pe scurt. Bun, și ăla sare la dracu când îl calc. Stai să vedem ce era acolo, că uite, mi-a apărut pe hartă. Aici mi se pare că e misiunea alternativă. Poți să-l bat pe ăsta? Pot, bineînțeles. Dă și mie pistolul dacă tot. Așa, și cum era cu tab? Dacă țin tab sau cum era, că vreau să activez abilitatea, că nu mai știu. Nu mai știu cum activam abilitățile. Sau doar în misiuni. Așa, hai să vedem ce vrea ăsta. Saving, bine, noroc de autosave. Make contact with Marco. Hai la Marco. Mișto că ăștia dau nicio reacție când tragi. Așa. Pot să activez acum? Bun, deci astea stop motion că le am. Poți să faci și... double-uri și chestii de astea, combo-uri. Stand inside and press F. Ca să salvezi checkpoint-uri. Mișto. Așa, dar cum activez chestia aia pe care am luat-o mai devreme? Că aia mă interesează pe mine. Bum. Stai că mi-a arătat o tastă ca să merg când sprint, dar nu m-am uitat. Ce ciudă mie. Bum, bum, bum. Locomove. Rewind. Uite, am apăsat tab și acum pot să repet faza. În caz că ceva nu a ieșit bine, gen se întâmplă ceva și pierd misiunea. Ca să nu mă duc înapoi la checkpoint, apăs tab și fac din nou. Bă, cum dracu fugeam, mă, că a arătat ăla, dar nu m-am uitat. Pam. Ăla are ceva. Hai să văd ăsta ce face. Colect. Ca să... cu aia crește ceva adrenalină și căcatul de astea. Și când adun mai multe, primești. Îți rămâne permanent. Bum. Tot chestia asta e mișto. Când sare așa și o ia reloare. Locomove. Te că-i dau la picioare. Acolo n-ai scurt. Hai. Bun. Hai să mergem după ăsta. Că ăsta ne conduce pe noi. Uite așa. Da, bă, știu că filmez mult episodul ăsta, dar mie îmi place jocul ăsta, sincer, și mă ia așa valul când joc. Adică te captivează așa, chiar dacă grafica nu e cine știe ce, băi, e mișto. Spicy mood. Bun, dar cum activez chestiile astea? Uite că am acolo sus niște chestii și nu știu...
Cum să le activez? Tequila. Cu tab, cu tab dau rewind, dar nu mai vreau rewind. Am acolo, dacă se vede aici sus, sub armă. Am aia, o chitară și ceva, și cu aia era mișto. Nu, rewind. Cum activează, mă? Opțiuni, controls, caracter. A? Weapon controls. Locomove așa, tab, left CTRL. A, left CTRL. Asta e o abilitate. A, ce mișto e chestia asta, când ai mai mulți, vezi ce mișto e omoară. Așa, și cu ăsta l-altă îmi dă un fel de minigun, ca să zic așa. Hai după ăsta să vedem să găsim și ceva personaje. Intrăm în oraș. Cam așa arată când intri în oraș, de asta mai diferit. Așa. Hai să iau și ăsta. Să se adune. Așa, și acum lâc cât râl și îmi dă astea. Și am ca un fel de minigun. Distrug tot ce mă înconjoară. Așa, infinit. N-are nimeni treabă cu tine. Pam, pam, pam. Mai sunteți, mă? A, ăsta ce e? Ia să vedem, combo gun. A, ăsta, mi se pare că e omoară dintr-o lovitură sau ceva. Azi din când vin mai mulți să încercăm, ia. A, uite, cam asta e combo gun. E omoară din prima. Și-ți dă așa un zoom pe fața lor. Unde mai sunt, mă? Cum mi se duce efectul. Cred că jos trebuia. Trebuia să verific o ușă deschisă și acolo să intru. Cum e aici? Pum. Pum. Aaa, ce mișto. Locomove. Hai să vedem unde-i. Tot combo gun. Care vine? Unu. Doi. Da, bă, și general cam ăsta e jocul. Cam asta faci. Ai misiuni, diferite misiuni în care o să trebuia să mai intri mai multe chestii, să furi ceva. Uite cum am venit acum să fur mașina. Easy, amigo. Eu conduc. Am furat mașina, de acum coborâm. Și da, cam asta a fost jocul, cam asta a fost video, că deja filmăm de 20 minute aproape. Deci e așa de mișto jocul încât am filmat 20 minute, n-am mai filmat de mult atât de mult. Și sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut și vreți să jucați și voi jocul ăsta, o să găsiți link în descriere. Luați de acolo și puteți descărca. Adică sper să găsesc un link, eu l-am luat de pe Filelist, dar dacă găsesc o să las în descriere. Dacă nu, cam aia e. Și sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o, să facem și noi 18K-ul și să lăsați un comentariu cu orice vreți. Și cam astea sunt premiile mele, să zicem, pe misiunea asta. Mission complet. Autosave și ne dă iar în oraș. Da. Și acum, la fel. Cam aici e casa mea, să zic așa, la fier vechi. Cam atât. Ciao!